Dragi frați și surori, am mereu o mare bucurie să împărtășesc din Cuvântul Lui Dumnezeu cu voi. În această dimineață, subiectul este, îl urmezi pe Isus sau doar îl admiri? Marea nevoie a vieții de creștin este de a avea echilibru. Dumnezeu a creat corpul nostru într-un mod așa de perfect încât este un echilibru între partea dreaptă și partea stângă. Viața noastră de creștin trebuie să ne închinăm, să-L admirăm, să-L apreciem și să-L lăudăm pe Domnul. Și asta fără încetare. Vom face lucrul acesta o veșnicie și în ceruri. Dar lucrul acesta trebuie să ne ducă în a-L urma pe El. Este mult mai ușor să ne exprimăm aprecierea, duminică dimineața, când ne întâlnim, în laudă, spunând: Doamne, nu e nimeni ca tine, te admirăm, te prețuim. Este nevoie de lucrul acesta. Cred că ne face bine. Din cei zece leproși curățați, doar unul s-a întors să-i mulțumească. Lucrul acesta este valoros, dar nu trebuie să se oprească aici. Pentru că cel mai des cuvânt folosit de Isus, când vorbea și chema oamenii era urmați-mă, urmați-mă, urmați-mă. Asta înseamnă că noi să umblăm pe urmele pașilor lui. Una dintre plângerile pe care Dumnezeu le-a avut împotriva israeliților în Vechiul Testament și pe care Isus a repetat-o și a citat-o a fost aceasta. Marcu, capitolul 7, versetul 6. Iisus le-a zis, Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris, Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și apoi spune că inima lor s-a dedat la lăcomie după lucrurile pe care le doreau. Dar veneau totuși în prezența Domnului și îl lăudau cu buzele, spunându-i lucruri frumoase. Trebuie să avem grijă să nu ne facem vinovați de lucrul acesta. Să ne exprimăm prețuirea și dragostea noastră pentru Domnul și mulțumirea pentru tot ceea ce a făcut pentru noi printr-o viață în care Îl urmăm pe El, așa cum dorește El. Când Isus a venit pe pământ, s-a întrupat ca om. Și când a plecat la cer, trimițând pe Duhul Sfânt, a făcut biserica trupul lui i-a dat același nume trupul lui Hristos deci Isus Hristos are două trupuri unul fizic în cer iar celălalt pe pământ care suntem noi și de ce i-s-a dat bisericii numele trupul lui Hristos pentru că oamenii ar trebui să vadă în noi ceea ce a văzut în Hristos noi ar trebui să facem aceeași lucrare pe care a făcut-o Isus când era pe pământ. De aceea suntem numiți trupul lui Hristos. Noi trebuie să luăm în serios această provocare. Aceasta este chemarea noastră. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 8, Isus a spus în versetul 12. Vreau să vă arăt acest verset din Scriptură, ca să-l înțelegeți exact așa cum a fost spus de Isus. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Pot să-l prețuiesc, să-l admir și totuși să umblu în întuneric. Dar dacă îl urmezi, nu vei umbla niciodată în întuneric. Întunericul este descurajare, tristețe, o viață de cârtire, de plângeri, amărăciune, de neiertare și tot ce am moștenit de la Adam. O travă a diavolului. Și Isus a promis că dacă îl urmăm pe El, nu vom umbla niciodată în întuneric, ci vom avea lumina vieții. Așa ar trebui să trăim. Și scopul întâlnirilor noastre în casa lui Dumnezeu, în biserică, este pentru a primi cuvânt profetic. Cuvântul profetic are de asemenea un echilibru. El ne provoacă și ne încurajează. Avem nevoie de amândouă, avem nevoie de încurajare. Dumnezeu e Tatăl nostru, Isus ne iubește, ne poartă de grijă și avem nevoie de asemenea de provocare. În Scriptură le găsim pe amândouă. Dacă primim numai încurajare, și foarte des vin mulți la biserică dorind încurajare, da, avem nevoie de ea, trebuie să ne încurajăm unul pe altul. Dar avem nevoie și de provocare, o provocare din partea Cuvântului lui Dumnezeu, care ne cheamă la cel mai înalt standard al lui Dumnezeu. Isus a spus odată. Trebuie să fiți miloși, așa cum este și Tatăl vostru ceresc. Standardul pus înaintea noastră nu este al unui om, ci exact așa cum este Dumnezeu milos, trebuie să fim și noi. Acesta este doar un exemplu de provocare. Să vă arăt lucrul acesta în Evanghelia lui Luca, capitolul 6, versetul 36. Este un standard foarte înalt. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Gândiți-vă la acest lucru. Exact așa cum Dumnezeu a avut milă față de mine, în mod repetat, din nou și din nou. Tot așa trebuie să am și eu milă față de alții. Isus i-a încurajat pe oameni spunându-le cât de mult îi iubește Tatăl, dar îi și provoca prin asemenea afirmații. Și creștinii sunt adesea vinovați pentru că merg numai în locuri unde sunt cuvinte de încurajare și ignoră cuvinte ca acestea. Nu este nicio scuză. De exemplu, pe baza acestui verset, pentru a avea un duh de neiertare, fără de milă față de vreo ființă umană, de pe fața pământului, pentru că Dumnezeu a fost atât de milostiv față de noi. Singura persoană care poate spune nu vreau să fiu milostiv față de alții este aceea care crede că Dumnezeu nu a avut milă față de ea. Dar nu există o asemenea persoană în lume. Deci dacă iei această provocare și te întrebi, este vreun om în lume aceasta pe care nu l-a iertat, căruia nu i a arătat milă, e scris că atunci când Petru a păcătuit, lepătându-se de trei ori de Domnul, spune în Luca că Domnul s-a întors și s-a uitat la el. Și nu cred că a fost o privire prin care i-a spus, ți-am spus că așa se va întâmpla. Nu. A fost o privire care a spus, te iert, Petru. Să mergem mai departe. Probabil că sunt mulți oameni care așteaptă o privire asemănătoare din partea ta. Îl vei urma pe Isus într-o astfel de situație? Aceasta e provocarea. Isus a spus, urmați-mă. Aceasta este calea spre viață veșnică, spre o viață în care nu este deloc întuneric. Putem să ne bucurăm de faptul că păcatele ne sunt iertate și totuși să fim înfrânți. înfrânți. Și Dumnezeu nu este glorificat prin viața noastră de înfrângeri. Deci vreau să împărtășesc cu voi acest lucru, de a-l urma pe Isus în două domenii. În primul rând, în viața noastră și apoi în lucrarea noastră. Când ne gândim în a urma pe Isus în viața noastră, începem prin a avea păcatele iertate. Trebuie să fim absolut siguri că sângele lui Hristos ne-a curățat complet. Și cuvântul lui Dumnezeu este clar, că dacă venim la lumină și ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Aici este începutul. Este ca o bază. Nu poți merge mai departe până nu ești sigur că ai fost iertat. Și nu numai iertat, ci și socotit neprihănit. Și asigurat că Dumnezeu a promis că păcatele și nelegiurile tale nu mi le voi mai aminti. Nu lăsa pe diavol să te mai hărțuiască cu privire la un păcat pe care l-ai mărturisit deja Domnului și de care te-ai lăsat. Diavolul face des lucrul acesta dacă nu cunoști scriptura, să-ți amintească lucruri teribile care le-ai făcut anul trecut sau acum 10 ani și știm că au fost lucrurile rele, și unele din ele nu le mai putem repara, nu le mai putem rectifica sau să ne cerem scuze. Uneori nici nu știm oamenii cărora le-am făcut rău. Nu trebuie să trăim cu vin acestor lucruri. Dacă trăiești cu sentimentul de vinovăție, este ca și cum ești legat cu un lanț de picioare și nu vei putea înainta în viața de credință. Deci trebuie să încetezi a te simți vinovat. Este foarte, foarte important. Când onorăm vinovăția, dezonorăm sângele lui Isus Hristos. Dacă nu-ți mărturisești păcatul și nu te lași de el, nu-ți pare rău de ce ai făcut. Atunci ai trebui să te simți vinovat. Dar odată ce ți-ai mărturisit Domnului păcatul, vreau să te încurajez că sângele lui Isus te-a curățat și Domnul spune în Evrei 8 cu 12, nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Și apoi putem merge mai departe. Deci acesta este fundamentul nostru. Și mai departe trebuie să ascultăm cuvântul lui Isus care a spus, urmați-mă. Isus nu este numai mântuitorul nostru. Este un nume al lui Hristos care nu este tare bine cunoscut de mulți creștini. Este în Cartea Evrei. Din păcate, Cartea Evrei nu este o carte foarte populară printre creștini dar este o carte foarte importantă pentru că ne arată umanitatea lui Isus Hristos mai mult decât orice altă carte. Trebuie să-L vedem pe Isus Hristos ca Dumnezeu. Dumnezeirea lui Hristos este fundamentală, dar trebuie să îi vedem și natura umană, umanitatea Lui. Dacă îi văd doar natura dumnezeiască și nu și pe cea umană, atunci viața mea de credință ar fi incomplet. În Evrei, capitolul 6, versetul 20, spune că Isus este Înainte mergătorul nostru. Ați mai auzit până acum cuvântul acesta. Înainte mergător, cel care merge înaintea noastră. Pe aceeași cale pe care avem noi de mers. Să vă arăt un alt verset în Evrei 12. Ultima parte a versetului 1 să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și în următorul verset, să ne uităm țintă la Isus căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Deci noi alergăm în cursa aceasta privind la Isus, pe calea pe care a mers. În orice situație a fost ispitit ca noi, îi putem vedea urmele pașilor, cum a biruit ispita. Aceasta este cursa în care trebuie să alergăm. Aceasta înseamnă să îl urmăm pe el, nu doar să îl admirăm, nu numai să spunem, wow, ce viață minunată a trăit el pe pământ, ci Biblia ne provoacă să privim urmele pașilor lui și să călcăm și noi pe ele, să iertăm cum a iertat el, etc. Și aceasta ne încurajează și pe noi. Pentru că Biblia spune de asemenea. În Evrei 4, versetul 15, N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul, ascultați aici, aceasta mi-a schimbat complet viața acum aproape 38 de ani, când am învățat acest adevăr, că el a fost în toate lucrurile ispitit exact ca și mine, dar fără păcat. Nu a fost ispitit în alt mod. Nu avea acces la resurse pe care eu nu am de a birui ispita. A avut același duh sfânt pe care mi-l oferă și mie. De aceea îl putem urma în modul în cum el a trăit. Altfel ar fi imposibil. Dacă Isus ar fi trăit pe pământ ca Dumnezeu, cum aș fi putut să-l urmez? Ar fi ca un înger care ar veni în zbor și mi-ar spune să-l urmez în zbor peste un râu. Iar spune, eu nu pot face asta. Este o forță care mă atrage în jos, care pe tine nu te afectează. Dă jos aripile, vină într-un trup ca al meu și apoi învață-mă să not. Este așa de important să înțelegem asta, că Isus a devenit ca și noi. Timp de mulți ani, în mintea mea mă gândeam mereu că El nu se poate să fi fost ca noi. Vreau să spun că noi suntem niște creaturi așa de păcătoase. Cum a putut să vină la noi? Nu a avut păcat în el, dar a fost ispitit ca și noi. A fost pus în fața ispitelor exact ca și noi. Și una din ilustrațiile care au venit în mintea mea a fost aceasta. Sunt mulți oameni săraci care trăiesc în cartierele din India și care au foarte puțini bani. Ei ducă fac tot felul de munci neobișnuite, uneori nu au de lucru în fiecare zi și venitul este poate de 1-3 dolari pe zi să zicem, 100 de dolari pe lună. Este foarte greu să trăiești într-un oraș cu suma asta de bani. Să presupunem că un om bogat dintr-o țară bogată ar merge acolo și ar spune, aș vrea să vă învăț să trăiți cu cei 100 de dolari pe lună. Eu sunt miliardar, dar nu îmi voi folosi cardul de credit cât voi fi aici. Voi trăi în mijlocul vostru, voi munci ca voi, îmi voi câștiga existența exact ca voi și vă voi învăța cum să trăiți cu suma asta de bani și să vă țineți locuința curată, etc. Este el miliardar? Este. Dar refuză să-și folosească cardul cât timp este acolo. Lucrează ca oricare altul și îi învață pe oameni cum să trăiască cu acea sumă de bani fără să intre în datorii. Aceasta este una dintre ilustrațiile care mi le-a dat Domnul, a modul în care El a venit din cer pe pământ. El avea un card ceresc care îl putea folosi oricând, dar nu l-a folosit. Eu nu am unul. Eu sunt om. Cum mi-ar putea cere să-l urmez dacă el nu ar fi fost exact ca și mine? Accentuez lucrul acesta pentru că în mintea noastră este ceva ce ne spune că noi nu-l putem urma, nu-l putem urma. Nu a fost ca noi. Și aceasta este ceea ce vreau să știți. El a fost ca noi. A fost ispitit exact ca noi. Și noi avem același Duh Sfânt care el a avut. Pentru mine este un lucru așa de încurajator că Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine este același Duh Sfânt care a fost în Isus, care l-a ajutat să trăiască pe Pământ, având o viață curată de biruință. Trebuie să avem credință în privința aceasta așa cum avem credință că sângele Lui ne-a curățat de toate păcatele. El a trimis Duhul Sfânt pentru ca noi să putem să-L urmăm pe urmele pașilor Lui, indiferent cu ce situație ne-am confruntat. El nu a fost confruntat cu toate circumstanțele noastre, dar a fost ispitit în toate lucrurile, așa cum suntem și noi. Și putem reacționa în momentul ispite exact ca El. Mă amintesc că acum 15 ani niște oameni religioși din India m-au dat în judecată. Pentru faptul că am dezvăluit doctrinele lor rele. Și m-au dat în judecată pentru defăimare. Eu nu am fost până atunci niciodată la tribunal în cei 59 de ani ai mei. Nu am avut niciodată un avocat. Pentru mine a fost o experiență nouă. Și bineînțeles că am avut un pic de frică. Ori de câte ori avem de-a face cu o nouă experiență, e ca și cum ești aruncat într-o piscină, fără să știi să noți. Ori de câte ori trecem printr-o situație nouă, avem un pic de teamă. În acea zi am mers la tribunal și l-am auzit pe domnul spunându-mi, nu te teme. Așa cum le-a spus și ucenicilor. El mi-a spus, și pe mine m-au dus oamenii religioși la judecată, înaintea ta. Deci, caută urmele pașilor mei la judecată. Asta m-a încurajat. Urmele pașilor lui Isus într-un tribunal pentru infractori? Și am văzut că acele urme de pași erau urme de credință și dragoste credință într-un Dumnezeu suveran, care face ca toate lucrurile să lucreze împreună pentru binele meu, care e suveran și se află în control, care îngăduie uneori lucruri rele din partea oamenilor răi, pentru a mă face pe mine un creștin puternic. Aceasta este credință. Și a doua urmă de pas a lui Isus a fost dragostea. Să iubesc pe cei care mă acuză, pe aceia care m-au urât și m-au dus la tribunal și care aveau tot felul de lucruri împotriva mea și am cerut lui Dumnezeu har prin Duhul Sfânt și așa am putut face fața acelui lucru în acei ani. A fost o experiență uimitoare. A fost o onoare care mi-a dat-o Dumnezeu când am stat acolo împreună cu acei infractori și m-am gândit la acel verset care spune despre Isus că a fost pus în numărul celor fără de lege. Dragi frați și surori, dacă luați acest lucru în serios, în a călca pe urmele pașilor lui Isus, vei vedea că vei avea parte de experiențe uimitoare pe care alți creștini nu le vor avea niciodată. Dumnezeu va putea să îți dea o lucrare care nu vine din studiu biblic, ci care vine din viața ta personală și din experiență. Acesta este modul în care Dumnezeu vrea să îi slujim pe ceilalți. Deci să luăm lucrul acesta în serios, pentru că scrie aici, în Evrei, capitolul 4, versetul 16, pentru că Isus a fost ispitit astfel, fără să păcătuiască, și următor spune versetul 16, de aceea, de aceea ce? Cuvântul de aceea face referiri la versetul dinainte, care spune că Isus a fost ispitit ca și noi, dar nu a păcătuit. Este aceasta doar o afirmație pe care să o lăsăm acolo? Nu. De aceea, consecința acestui lucru este să ne apropiem de tronul Harului, ca să căpătăm mai întâi îndurare. Isus nu a avut niciodată nevoie de iertare, noi avem nevoie de aceasta, și să căpătăm același har pe care Isus l-a primit, care să ne ajute la vreme de nevoie. Și făcând legătura cu versetul dinainte, vremea noastră de nevoie este atunci când suntem ispitiți, vreo situație, vreo circunstanță, în care simțim că este prea mult pentru noi nu este prea mult pentru noi. Putem să călcăm pe urmele pașilor lui Isus. El ne va da puterea Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, observați la mijlocul versetului, Dumnezeu este credincios și nu va îngădui niciodată să fii ispitit peste puterile tale. Trebuie să credem aceasta, dragi frați și surori. Să nu spuneți niciodată, în nicio situație, o, oh, e prea mult pentru mine. Știți ce spui prin aceasta? Dumnezeu este necredincios. Sau în momentul acesta, diavolul a preluat conducerea lumii acesteia. Nu! Nu a preluat-o. Dumnezeu este pe tron și nu-i părăsește niciodată pe ai Lui. Niciodată, niciodată, niciodată. Hristos l-a înfrânt pe Satan pe cruce. O problemă mare care am avut-o în prima parte a vieții mele de creștin a fost să fiu descurajat în mod frecvent. Vă spun adevărul, lucrul acesta a dispărut de mulți ani din viața mea, ajungând să am credință, încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori a fost ispitit Isus, el niciodată nu a stat la discuție cu diavolul. Niciodată nu a discutat despre evenimente și circumstanțe. Eva a făcut această greșeală stând la discuții cu Satan. Isus doar a citat din cuvântul lui Dumnezeu. Când citat din Scriptură, diavolul pleca. Venea cu altă ispită, Isus venea cu alt citat din Scriptură și diavolul pleca. Vreau să vă spun că atunci când suntem descurajați, Isus nu a fost niciodată descurajat. Nu a avut niciodată o dispoziție proastă. Acesta este lucrul care pe mine mă provoacă. El niciodată nu a fost îngrijorat, tulburat și tensionat cu privire la vreun lucru. S-a îngrijit de lucru, dar nu a fost neliniștit. Este o diferență mare între a fi preocupat. Dacă iubim pe oameni, suntem preocupați de starea lor, dar a fi tensionat, ca și cum Dumnezeu ne ar fi părăsit sau ar fi scăpat de sub control acest univers, așa ceva nu ar trebui să fie în viețile noastre. Și eu am spus, Doamne, dacă vreau să trăiesc ca și Tine, dacă mi-ai spus că trebuie să Te urmez, este posibil pentru mine a Te urma și să nu fiu descurajat niciodată, să nu am niciodată o dispoziție proastă, indiferent cum se poartă oamenii din jurul meu? Și răspunsul este, da, facă-ți-se după credința Ta. Dumnezeu te poate ajuta să trăiești așa, frate și soră. Trebuie să cităm cuvântul lui Dumnezeu. Asta este important. Până și Isus l-a biruit pe Satan, citind din cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu vor trăi doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De exemplu, când intervine o situație groaznică la care nu mă așteptam, îmi spun atunci, cum să-L urmez pe Isus în situația aceasta? A intrat Isus în panică când a fost furtună pe mare? Sau când au venit soldații să-L prindă? Niciodată a spus, pe cine căutați? Iisus din Nazaret. Eu sunt, luați-mă. Și eu mă rog, Doamne, dăm -mi și mie această stare. Când ai stat în fața lui Pilat și Pilat îl amenință spunând, nu știi că am puterea să te răstignesc sau să te eliberez? Și Iisus a fost așa de calm și liniștit a spus, nu ai nicio putere asupra mea decât atât cât îți dă Tatăl meu. Este minunat să trăiești în felul acesta pe pământ cu oameni răi în jurul nostru, cu oameni care ne amenință, ne sperie. Nimeni nu are putere asupra noastră. Astfel am învățat să citesc din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fiu sigur că în vremea în care vine vreo descurajare sau o apăsare, să-L urmez pe Isus. Eu spun, Dumnezeu este pe tron. Acesta este adevărul totdeauna. El conduce acest univers. Isus a spus, am toată puterea în cer și pe pământ. E un adevăr pentru totdeauna. Păcatele mele sunt iertate fiind spălate prin sângele lui Isus. Și aceasta e totdeauna adevărat. Diavolul a fost înfrânt acum 2000 de ani și Hristos se va întoarce pentru mine. Deci, cele mai importante lucruri sunt rezolvate. Câteva lucruri minore sau probleme mici nu contează. Acesta este lucrul care pe mine m-a ajutat să biruiesc descurajarea prin mărturisirea acestor adevăruri din Cuvântul lui Dumnezeu. Putem să-l urmăm pe Isus. Nu lăsa niciodată pe diavol să spună că nu poți să-l urmezi pe Isus sau că este imposibil pentru tine în această lume rea să fii un biruitor și să fii liber de mânie, de descurajare, de îngrijorare. Poate că suntem înfrânți în toate aceste domenii, dar vă invit să aveți în minte vârful acelui munte. Poate ne va lua timp ca să ajungem acolo, dar vom ajunge acolo. Eu văd al urma pe Isus ca și cum ai urca un munte. Isus a ajuns deja în vârf. A fost în toate domeniile ispitit ca și noi, dar nu a păcătuit niciodată. Și a ajuns în vârf. Și alții, de-a lungul secolelor, au călcat pe urmele lui, oameni credincioși precum Apostol Pavel, care puteau să privească în jur la oameni și să spună urmați-mă pe mine, căci îl urmez și eu pe Hristos. El nu ajunsese încă în vârf, spunea, nu cam și a ajuns acolo, nu sunt încă perfect, dar mă avânt înainte și fac un singur lucru, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, ca să fiu exact ca și Iisus. Aceasta este chemarea noastră. Și el spune, îl urmez pe Iisus. El căuta să meargă pe urmele pașilor lui Iisus de pe acel munte și a mers, a mers și a fost biruitor și se uita în urma lui spre alții și le spunea, urmați-mă precum și eu îl urmez pe Hristos. 1 Corinteni 11,1 Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Știți că fiecare dintre noi, care suntem creștini de o vreme, ar trebui să putem spune și noi celor mai tineri ca noi în credință, care sunt mai jos pe munte Urmați-mă căci și eu cal pe urmele lui Pavel și ale lui Hristos. Sunt urme în fața noastră, urmele pașilor unor oameni duhovnicești care au biruit. Niciodată nu trebuie să fim descurajați și să credem că noi nu putem înainta pe urmele lor. Ba putem. Pentru că Isus a fost ispitit ca și noi și a biruit. Cei mai mulți creștini sunt mulțumiți cu iertarea păcatelor. Și spun, ei bine, voi merge în cer, cam asta e tot. Dar eu nu vreau ca asta să fie tot în viața mea. Când voi ajunge în cer, voi vedea dragostea măreață care a avut-o Isus pentru mine și prețul enorm care l-a plătit pe cruce pentru păcatele mele. Și eu nu vreau să mă văd pe mine că am trăit pe acest pământ o viață egoistă centrată pe sine. Nu. Aș vrea ca El să se poată uita la mine și să spună bine, rob bun și credincios. Și să spun așa despre fiecare dintre noi. Toată viața noastră trebuie să fie o expresie a mulțumirii pentru că Isus a murit pentru noi pe cruce. Așa mi-am început eu viața de creștin când aveam 19 ani, acum 55 de ani. Și când mi-am predat atunci viața lui Isus, nu am făcut-o ca să merg în cer. Nu, nu mi-am predat viața lui Hristos ca să scap de Iad. Vă spun sincer, mi-am predat viața lui Isus pentru că am văzut cât de mult m-a iubit pe mine și s-a dat pe sine pentru mine. Nu a avut nicio ezitare sau limitare în a se dărui pentru mine. Și am spus, și eu vreau, Doamne, să mă predau ție tot așa, în totalitate și toată viața mea să fie o recunoștință pentru dragostea ta pentru mine. Mi-amintesc că acum 20-21 de ani, în timp ce mergeam cu scuterul prin India, în Bangalore, atunci când am trecut peste o cale ferată, bărbatul care cobora bariera a făcut o greșeală, căci nu m-a văzut venind și m-am lovit de acea barieră și am căzut inconștient pe calea ferată. Cineva m-a tras de acolo înainte să ajungă trenul. Puțin mai târziu, nu știu cât, căci nu mi-am m-am trezit și am spus, Doamne, nu am terminat de a-ți spune mulțumesc pentru că ai murit pentru mine pe cruce. Mai dăm câțiva ani ca să îți slujesc. Vreau să mai continui să-ți spun mulțumesc. Și Domnul mi-a mai dat până acum 21 de ani. Slujirea mea pentru Domnul nu e o povară. Niciodată nu m-a deranjat să îl slujesc pe Domnul. În orice vreme, dimineața mea, seara, am fost fericit să îi slujesc pentru că nu contează cât de mult fac aceasta. Niciodată nu pot să-i mulțumesc când a ajuns pentru ce a făcut pentru mine la cruce. Sper, frați și surori, că căutați să trăiți o viață evlavioasă când iertați, de exemplu, pe cineva. Poate că vă este greu că v-a făcut mult rău, dar faceți aceasta ca pentru Domnul. Nu așteptați ca oamenii să vă mulțumească pentru ceea ce ați făcut pentru ei mi amintesc că odată Domnul mi-a vorbit despre aceasta. Era un frate tânăr care venea la adunarea noastră în care a crescut, îl slujea pe Domnul, a avut un loc de muncă bun, apoi s-a mutat în alt loc și nu prea am mai auzit de el. Și m-am gândit ce persoană nemulțumitoare este. După cât i-am făcut pentru el, nici nu mi-a scris o scrisoare de mulțumire. Și Domnul mi-a spus atunci, vina e la tine. La mine, Doamne? Dar ce am făcut? Când ai făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frații mei, mie mi le-ai făcut. Deci nu aștepta ca el să-ți mulțumească. Așteaptă de la mine. Am învățat ceva în acea zi. Am învățat că atunci când slujesc altora, fie că este prin predicare sau ajutorare sau în alt mod, nu trebuie să mă aștept la mulțumire din partea lor. Trebuie să o fac ca pentru Domnul, chiar dacă este cel mai neînsemnat copil al Domnului, să o fac ca pentru Domnul. Tot ceea ce facem este un act de mulțumire. Doamne, Tu ai făcut atât de multe pentru mine. Chiar dacă mi-aș petrece toată viața slujindu-te pe Tine, nu va fi destul când mă gândesc la cât ai făcut pentru mine. Ai această atitudine, frate? Îți dorești din toată inima să calci pe urmele pașilor Lui? Vei avea o intrare glorioasă în Împărăția Lui Dumnezeu, după cum spune și Scriptura. Apoi vreau să vorbesc despre lucrare. Trebuie să urmăm pe Hristos în viața noastră și, de asemenea, în slujirea noastră. Toți dintre noi avem o slujbă. Trupul lui Hristos înseamnă fiecare dintre noi care suntem născuți din nou, este o parte a trupului lui Hristos. Este ceva ce ai de făcut. Este ca un corp omenesc. Nu este nicio parte a acestui corp care să nu aibă vreo funcție. Fiecare parte a corpului are ceva de făcut. De multe ori iau exemplul unghiilor. Mulți spun că nu sunt nici măcar degetul mic, ci doar o unghie mică. Nu sunt inima sau ficatul, rinichiul sau vreo parte importantă. Dar când vrei să te scarpini, acest mădular neînsemnat îți vine în ajutor. Aici nu te poate ajuta nici inima, nici ficatul, nici rinichii. Deci să nu spui niciodată, o, oh, eu sunt doar un mic mădular. Ești un mădular foarte folositor. Și știi care este această slujbă de a scărpina oamenii pe spate? Este lucrarea de încurajare. Să-i încurajezi pe oameni. Este cineva care să nu poată să facă asta? Este cineva care n-ar putea spune vreunei persoane, Dumnezeu este pe tron. el te va ajuta, frate, nu te lăsa? Sau propoziții. Când vorbești cu cineva la telefon, în timp ce alții pierd vremea, bârfind, de ce să nu folosești cuvinte de încurajare? Sau o ultimă propoziție într-un e-mail care îl scrii. Adaugă acolo o propoziție de încurajare. Scarpi în acea persoană. Are nevoie. Scarpină-l pe spate și ajută-l. Este o lucrare care o poate face fiecare dintre noi. Nu trebuie să fii un om de știință sau teolog. Toți putem să împlinim această slujbă de încurajare. Aceasta înseamnă a călca pe urmele lui Isus. Să spui ceva bun oamenilor. Ezităm de multe ori să apreciem și să spunem lucruri bune oamenilor, crezând că s-ar putea îngânfa. Vă amintiți că odată Isus a văzut un om din armata romană. Un om care a omorât atâția oameni. Pentru că romanii erau destul de duri. Și acest om avea un rob bolnav. Și a venit la Isus și a spus: Cred, Doamne, că pot spune un cuvânt și robul meu va fi acasă tămăduit. Știți ce a spus Isus? s-a întors spre oameni și a spus, n-am văzut o asemenea credință în tot Israelul. Vă puteți imagina ce a însemnat aceasta pentru acel om? Unii dintre noi am fi mers la Isus spunând, o, Doamne, nu spune asta. Omul acesta nu-i credincios, e roman, e militar, atâtea lucruri rele. Dar Isus nu a fost oprit de aceste lucruri. Când a văzut credința, a apreciat-o. Într-o zi s-a uitat la Natanael, un om necredincios. Filip l-a adus pe Natanael la el. Filip i-a spus, l-am văzut pe Mesia. Și l a spus, de unde e? Din Nazaret. Și Nathanel a spus, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Aceasta a fost atitudinea lui față de Isus. Și când a venit, Isus a spus, iată un om în care nu este vicleșug. Imaginați-vă asemenea cuvinte. Nu era credincios, dar era sincer. Am văzut multe asemenea situații în care Isus a apreciat pe cineva și și-a exprimat apreciere. Este cel mai ușor lucru pe care îl putem face: să apreciem pe cineva. Să călcăm și aici pe urmele pașilor lui Isus. Asta înseamnă al urma. Nu doar să cânți laude și mulțumiri lui Dumnezeu duminica, deși sunt foarte bune, ci al urma. În lucrarea lui Hristos. Una din laturi a fost facerea de bine. Spune în fapte 10 cu 38 că Isus a umblat din loc în loc făcând bine. Aceasta este o lucrare deosebită care o putem face fiecare dintre noi. Fapte 10 cu 38. Isus a fost uns cu Duhul Sfânt și cu putere și făcea bine. Când suntem unși cu Duhul Sfânt și cu putere, cel mai important lucru pe care îl vom face este ca pe unde mergem să facem bine. Aceasta a făcut și Isus. Și Dumnezeu a fost cu el. Și este cu orice persoană care face bine. Putem învăța multe lucruri din acel verset. Ce face ungerea Duhului Sfânt, ce face un om când este Dumnezeu cu el, umblă făcând bine. El a vindecat bolnavii, a deschis ochii orbilor, a făcut atât de multe lucruri bune. Dar acesta a fost doar un aspect al lucrării lui Isus. Un alt aspect al lucrării lui Isus a fost învățarea ucenicilor lui. Unul a căzut, dar au rămas 11 pe care i-a învățat și i-a pregătit să zidească biserica. El a venit pe pământ nu doar ca să facă bine, ci ca să zidească biserica. Să arate oamenilor calea uceniciei. Dacă facem doar prima parte a lucrării lui Isus, facerea de bine, Creștinii sunt renumiți în toată lumea pentru această lucrare. Cele mai mari orfelinate și case de lepră, ajutorarea celor cu SIDA în țările foarte sărace, toate sunt făcute de creștini. Eu trăiesc în India, unde sunt 2% creștini. Dar cele mai bune școli, cele mai bune spitale au fost cele ale creștinilor. Pentru că această lucrare a facerii de bine a fost practicată de misionare care au venit în India de-a lungul anilor. Și dau slavă Domnului pentru aceasta. Acesta este unul din aspectele lucrării lui Isus, pe care chiar și lumea îl apreciază. Și sunt oameni care fac lucrul acesta. Maica Tereza a făcut o lucrare imensă, purtând de grijă săracilor pe străzile din Calcuta, India. A primit și premiul Nobel pentru pace. Acesta este un aspect al lucrării lui Isus pe care lumea îl apreciază și este necesar. Dar mai este un aspect al lucrării lui Isus. Și acesta este în a conduce oamenii spre evlavie și sfințenie, devenind ucenici. Această lucrare nu este așa de apreciată. Când faci această parte a lucrării lui Isus, nu vei primi premiul Nobel. Nu. Matei, capitolul 10, scrie în versetul 22, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu. Pentru ce aceasta? Pentru că ai deschis un orfelinat sau ai avut grijă de leproși? Vei fi urât de toți? Nimeni nu urăște pe cineva care se ocupă de orfani sau de văduve sărace sau oameni bolnavi sau de cei bolnavi mentali. E o lucrare deosebită, dar nu vei fi urât pentru aceasta. Acesta este un alt aspect al umblării pe urmele lui Isus în lucrarea lui, care te poate duce la a fi urât de oameni. Și spune mai departe în versetul 23, când vă vor prigoni. Oamenii nu prigonesc pe cei care se ocupă de orfani sau de bolnavi. De ce te prigonesc? Spune în versetul 24. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Versetul 25. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, și robul lui să fie ca Domnul lui. Și ascultați, acum: dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, prințul dracilor, este vreo lucrare a lui Isus prin care ajunge să fie numit prinț al dracilor? Dacă pe stăpânul casei l-au numit astfel, cu cât mai mult, vor numi așa pe cei din casa Lui. Ai fost vreodată vorbit de rău pentru că îl urmezi pe Isus? Acesta este un aspect al lucrării Lui. Când stăm verticali pentru adevăr, când suntem împotriva nedreptății, să deschidem la 2 Timotei capitolul 3, versetul 12. Toți. Un cuvânt important. Credeți că acesta este cuvântul lui Dumnezeu? Toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniți. Nu vei fi persecutat dacă te axezi numai pe acest aspect al lucrării lui Isus de a face bine, de a ajuta sărace, de a spăla picioarele oamenilor, dar dacă vrei să trăiești o viață blavioasă și să te ridici împotriva nedreptății din lume, vei fi prigonit, într-un fel sau altul. Mi-amintesc de ani când lucram în Marina Indiană. Erau lucruri pe care ofițerii mei superiori îmi cereau să le fac, deși ei știau că sunt rele. Și eu mă ridicam și spuneam, eu sunt creștin. Aveam doar 23 de ani. Eram un ofițer de marină tânăr care doream să ajung sus în meseria mea. Și știam că dacă stau împotriva acestui ofițer, îmi va face multe necazuri și va scrie rapoarte rele despre mine. Acolo trebuia să fac o alegere. Calc pe urmele lui sus sau nu? Îmi voi călca conștiința, făcând ceva împotriva conștiinței mele, doar ca să plac omului sau caut să plac lui Dumnezeu? Cu asemenea situații vă puteți confrunta și voi la locul de muncă sau cândva în viața voastră, când trebuie să alegeți între a fi pe plac omului sau lui Dumnezeu. Și am spus, îmi pare rău, domnule, eu sunt creștin, aceasta este împotriva conștiinței mele, nu pot să o fac. Și știa că nu mă poate forța să fac, pentru că lucrul acela era greșit. Dar la sfârșit de an putea să scrie ceva rău despre mine în raport, astfel încât să nu fiu promovat. Așa că am hotărât că dacă vreau să-L urmez pe Isus, trebuie să uit de promovare. Trebuie să fiu pe plac Domnului și Domnul va purtea de grijă de promovarea mea. Acestea nu sunt forme extreme de persecuție, în comparație cu ceea ce au suferit frații și surorile noastre în primele trei secole. Amintiți-vă cum ucenicii lui Isus, aceia care au călcat pe urmele lui Isus timp de 300 de ani, începând cu ziua cinzecimii, au fost aruncați la lei, arși pe rug, Răstigniți, toți apostolii au fost omorâți, cu excepția lui Ioan. Au fost omorâți. Pentru ce? Pentru că îl urmau pe Isus. Chiar călcăm pe urmele pașilor lor? Sau suntem foarte atenți ca să evităm orice ne-ar strica reputația? Când stăm în picioare pentru Domnul, frați și surori, nu vom fi simpatizați în lumea aceasta. Lumea nu este diferită de cum a fost acum 2000 de ani. Dacă l-au răstignit pe Hristos pentru că nu îl doreau, și dacă ar veni astăzi din nou pe pământ, l-ar omorâ din nou, chiar dacă mulți oameni spun că îl admiră, de ce a fost Isus răstignit? Nu pentru că a spălat picioarele oamenilor sau că a deschis ochii orbilor, ci pentru că a stat împotriva păcatului și a dat pe față stricăciunea și tradițiile din religie, din sistemul religios. pentru că a stat împotriva oamenilor care făceau bani în numele lui Dumnezeu în templu și i-a scos afară cu un bici. Și dacă tu stai astăzi împotriva predicatorilor de la televiziuni care iau bani de la oamenii sărași din biserici, nici tu nu vei fi popular. Nu. Dacă stai împotriva Evangheliei false care nu duce oamenii spre a fi liberi de păcat, ci doar le spune oamenilor cum pot fi sănătoși și bogați. Isus nu a venit pentru aceasta și nu e fi popular nici între creștini. Dacă predici calea crucii, calea pe care a umblat Isus, El a spus, oricine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Asta înseamnă să moară față de El însuși în fiecare zi și să mă urmeze. Acesta nu e un mesaj popular. Să deschidem la Ioan 6. Acesta este unul dintre cele mai uimitoare capitole din Biblie. Dacă vrei să știi cum să faci dintr-o biserică mare una mică, atunci Ioan capitolul 6 este soluția. Ioan 6, versetul 2. O mare mulțime de oameni îl urma pe Isus. Așa a început. O mare mulțime care călca pe urmele lui Isus. Așa începe capitolul 6. Ei au văzut semnele pe care le făcea și era foarte popular. De fapt, era așa de popular, simpatizat, încât vroiau să-l facă împărat. Vesetul 15. Isus știa că aveau de gând să-l facă împărat. Era așa de popular, un predicator foarte popular, dar nu a vrut să fie împărat. Zice aici că s-a retras singur. Și la sfârșitul capitolului, citim în versetul 66, din același capitol, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Versetul 67. Au rămas 12. De aceea spuneam că Ioan 6 este un capitol bun de a reduce o mulțime la 12. De ce a predicat Isus în așa fel? încât să reducă numărul ucenicilor. Pentru că el a spus, calea spre viață este îngustă și puțini o află. Pavel a spus lui Timotei că în zilele din urmă, oamenii vor avea urechi care îi va gâdila și le va plăcea să aibă predicatori care să-i facă să se simtă bine, să le spună povești și să nu predice cuvântul lui Dumnezeu în toată puterea lui să-i distreze, să folosească metode psihologice prin care să se simtă bine. Acolo vor fi adunări mari. Dar dacă predici crucea, așa cum a predicat Isus aici, Ioan 6, versetul 53, trebuie să mâncați carnea mea și să beți sângele meu dacă vreți să aveți viață în voi înșivă. Acesta este mesajul prin care s-au simțit ofensați. Trebuie să mâncați carnea și să beți sângele dacă vreți să aveți viață în voi înșivă. Nu era vorba de carnea și sângele fizic, ci vorbea despre a alege calea crucii. Carnea și sângele aici vorbesc despre moartea pe cruce. Dacă alegi această moarte, vei avea viață în tine însuți. Acesta este mesajul care a redus acea mulțime la 12. Vom descoperi în ziua judecăți că calea spre viață a fost într-adevăr îngustă și că puțini au găsit-o. Și vom descoperi de asemenea că foarte puțini predicatori au fost care au predicat adevărul cu credincioșie pentru că lor nu le-a păsat numărul, nu le-a păsat de colecte, de bani, ci au proclamat adevărul lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu într-o biserică unde este predicat adevărul lui Dumnezeu. Nu mă interesează numărul. Acesta este principiul care l-am urmat timp de 40 de ani în India. Am plantat 40-50 de biserici în sate diferite, dar nu ne-a interesat niciodată, niciodată numărul. De fapt, întotdeauna am observat că numărul scade și am mai observat un lucru. Oamenii bogați se simt ofensați și pleacă primii. Dar Dumnezeu a ales oamenii săraci ai lumii, dar bogați în credință. Aceasta spune Iacov, capitolul 2. Și noi am văzut lucrul acesta în India. Dumnezeu nu zidește un club al oamenilor bogați, ci trupul lui Hristos din oameni care vor să calce pe urmele lui Isus, oricare ar fi prețul, care vor să fie plini de Duhul Sfânt și să-l arate pe Hristos prin viețile lor. O viață din abundență își are drumul pe aici.